Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint un mic haul cu produse pentru îngrijirea corpului și câteva parfumele. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Înainte de a începe cu produsele pe care vreau să vi le prezint astăzi, vreau să vă prezint revista Avantaje, care a apărut acum în luna aprilie pentru luna mai. Avantaje, aceasta este revista la 20 de lei și pe lângă revistă mi s-a părut un deal foarte bun. Găsim acest almanac Povestea mea a verii 2022, nu contează, are și rebus și povești, dacă doriți. Lângă revistă găsiți această brățară pe care o să o deschid aici imediat și arată așa, chiar o să o pun la mână dacă reușesc normal, da, cam așa vine. Este o brățărică frumoasă pentru vară și ceea ce mi s-a părut foarte interesant este această cutie Molekin Immuno cu vitamina C, D și zinc, 30 de comprimate. Toate aceste produse la 20 de lei. Dacă vă interesează, le-am văzut și vi le prezint. La revista Viva, pe care o găsiți tot la 20 de lei, are ca insert o cremă de mâini de la Farmec la 75 de mililitri. Dacă vă interesează, le găsiți, bineînțeles, la chioșcurile de ziare. Bun, să trecem și la treburile noastre. Nu am foarte multe produse, dar eu spun că sunt interesante. Vi le prezint, poate mai prindeți și voi o ofertă ceva. Și voi începe cu trei produse cumpărate din DM. Această măscuță pentru față, Tropical Dream, ediție limitată. Are două bucăți, fiecare, adică de două ori se folosește, fiecare parte are 8 ml. Este destul produs în fiecare măscuță. Am găsit și acest peeling pentru duș, Fruity Fantasy. Tot ediție limitată, arată foarte bine, miroase a fructe tropicale și are 200 de mililitri. Mi-a plăcut foarte mult. Mai erau câteva la raft. Și ultima bucată pe care am găsit-o, această cremă pentru mâini, Happy Melody, care arată fantastic de bine. Îmi place la nebunie. Cu toate că mă duce cu gândul puțin la iarna, dar de fapt ele sunt floricele aici și păsărele și fluturași. Și această cremă pentru mâini are 100 de mililitri și v-am spus, am găsit-o, ultima bucată am cumpărat-o. De la Dr. Max, vă recomand să urmăriți site-ul celor de la Dr. Max, pentru că acolo sunt oferte foarte bune, prețuri mult mai bune, le puteți ridica din orice magazin, din orice farmacie Dr. Max, gratuit și plătiți când ridicați pachetul, la fel gratuit. Mie mi se pare o ofertă foarte bună a lor și am găsit la fel o ofertă bună de la Bioderma. Aceste două produse le-am luat la prețul unui singur produs, adică am dat 62 de lei pe această cremă și am primit și acest produs. Le vom lua pe rând. Deci, am plătit această cremă Sebium Hydrat Bioderm, 40 de mililitri, așa arată. Și să vă citesc un pic și despre această cremă. Spune așa: cremă hidratantă și calmantă pentru pielea grasă fragilizată, uscată și sau iritată, datorită tratamentului medicamentos. Este o cremă foarte bună. Haideți să vi-o și prezint. Așa arată. Eu am mai folosit-o la indicațiile doctorului meu, atunci când dermatita seborica mea
își făcea de cap și am mai folosit-o. Este o cremă foarte, foarte bună și pentru că am cumpărat această cremă, vă sfătuiesc să vă întrebați medicul înainte, am primit de la Bioderma acest gel mousant pentru eliminarea excesului pentru pielea grasă, deci un cleansing, 200 de mililitri. Haideți să vă citesc un pic despre acesta. Gel spumant purifiant, fără detergent, pentru pielea mixtă sau grasă. Asigură o curățare blândă a pielii în timp ce respectă echilibru cutanat, îmbogățit cu ingrediente active purifiante, cupru și zinc, ajută la reducerea excesului de sebum fără a usca pielea. Complexul brevetat crește pragul de toleranță a pielii la 200 de mililitri. Am primit cadou. Deci, aceste două produse de la Bioderma numai la 62 de lei. Și să trecem și la parfumele. Primul parfum pe care vreau să vi-l prezint este un parfum pentru bărbați, cumpărat de către Cătălin, Acqua di Gio Giorgio Armani, apă de toaletă, în cantitate de 200 de mililitri. Și a găsit această variantă foarte bună, la un preț bun, pe site-ul celor de la Altex. Imediat, sper să nu stric, așa arată, știi, sticla este imensă, e cât palma mea, toată lumea știe Acqua di Gio, miroase superb, este un parfum pentru bărbați, pentru vară, extraordinar, a fost creat în 2012 și are ca note de vârf bergamotă, iasomie, lime, mandarină și portocale, este un parfum fresh. De mijloc, ciclamă, coriandru, frezie, note de mare, nucșoară, piersică, trandafir, violetă, smeură, ce vreți. De bază, ambră, cenușie, cedru, mosc alb, mușc de ștejar și paciuli. Îmi place foarte mult. Este rocoritor, foarte bărbătesc, fresh. Când îl miros, pe mine mă duce cu gândul la mare. O ofertă bună. Uitați-vă și pe site-ul celor de la Altex, mai găsiți acolo oferte. Bun, și am și trei parfumuri pentru doamne. Și primul se numește Grenade Petillant de la Jean de Provence. Așa arată. Cutiuța arată superb. Superb. Știți că eu am foarte multe parfumuri de la Jean de Jean en Provence. Îmi plac foarte mult și aceasta este o noutate. Este un parfumel, de fapt e fabricat în Franța, este apă de parfum la 60 de mililitri și este un parfumel care a apărut în 2023. Este un parfum cu rodie. Vă arăt imediat și parfumelul. Așa arată sticluțele, le cunoașteți. Am încercat acest parfumel, îmi place foarte mult. Este perfect pentru vară, este dulce, dar în același timp fresh, fix ca un suc de rodie. Foarte, foarte asemănător, îmi place mult feminin, gingaș, atunci când vor fi 40-50 de grade afară, va fi perfect. Îmi pare bine că mi l-am cumpărat, cred că l-am cumpărat și la un preț foarte bun, cred că 30 sau 40 de lei de pe makeup.ro. Eu urmăresc acolo parfumele, când apare o noutate, mi-o cumpăr. Să vă spun și notele. Notele de vârf, bujor cu acăze negre și mandarină, de mijloc, gardenie, rodie și trandafir, se simte rodia, un pic floral, da, parcă simți un pic și trandafirul, și de bază lemn de santal, mosc și paciuli. Un parfumel drăguț, finuț, perfect pentru vară, îmi place foarte mult și această nuanță de piersică mai mult. Îmi place mult acest parfumel. Trecem mai departe și tot am văzut lăudat aici pe YouTube parfumul Wish for Woman de la BS și la fel pe make-up l-am găsit, nu știu, la 30-35 de lei. Este o clonă, un dupe, cum vreți voi să spuneți, după My Way. Ia, haideți să vă arăt și parfumelul. Și parfumul arată așa.
Da, dacă stați să vă gândiți, duce acolo. Bineînțeles că nu răsare, dar duce acolo. Și da, îmi place foarte mult. Este feminin, se simte tuberoza, este dulce. Îmi place mult și să știți că are o persistență foarte bună pentru un parfum la 30-35 de lei cât a fost. De obicei îl găsiți în magazine în jur de 55 60 de lei, dar atunci au avut ei o ofertă și am beneficiat de acea ofertă. Haideți să vă spun și notele. Notele de vârf: bergamotă, mandarină, ylang ylang. De mijloc, flori albe, flori de portocal, iasomie și tuberoză. Și de bază, cedru și mosc. Eu simt tuberoza, florile de portocal, flori albe. Nu prea simt eu bergamotă, mandarină, dar pe total nu este foarte dulce, este un parfum pentru primăvară, toamnă, vara, seara. Trebuie să fie un pic mai răcoare afară, dar nici foarte frig. Nu este un parfum pentru iarnă. Acum, cum a fost această primăvară, aceste zile când reci, când calde, a fost un parfum foarte plăcut și l-am folosit cu mare, mare drag. Îmi place foarte mult și cutia. Este apă de parfum, 100 de mililitri și scrie și pe cutie notele. Da? Bun, acesta este al doilea și ultimul parfum care nu prea se găsește și pe care mi-l doream mult. Se numește Violet Eyes de la Elizabeth Taylor. A căru cutie este superbă. Îmi place foarte mult cutia, dar îmi place și parfumul. Este apă de parfum la 100 de mililitri și la fel l-am găsit la un preț foarte bun, cred că în jur de 70-80 de lei. Fac cei de la make-up așa, reduceri instant și astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Am văzut acest parfumel, mi l-am cumpărat, îmi plac parfumurile de la Elizabeth Taylor. Îmi aduc ceva, altceva, un alt miros, un parfum mai vintage, dar nu în sensul rău. Și haideți să vorbim despre acest parfumel. A apărut în 2010 și este un floral. Și să vă arăt și sticluța, care arată așa. Îmi place foarte mult, foarte mult. Este foarte cizelată și această sticluță este mată. Dacă puteți să vedeți, și să vorbim un pic și despre parfum, care este un parfum foarte elegant, feminin, persistent. Are ca notă de vârf piersică, cam mijloc, trandafir și iasomie. Și de bază, cedru de Virginia, bujor și ambră. Nu are foarte multe note, dar vă spun, îmi place extraordinar de mult. Este elegant. Deci când am mirosit prima dată acest parfum, cuvântul a fost eleganță. Eleganță, feminitate. Piersica aceea nu este atât de pregnantă, este iasomia, mi se pare mult mai pregnantă și un pic de trandafir și totul pe o bază de piersică care face mult mai frumos, mai feminin. Îmi place mult, mult de tot. Este un parfum pentru vară, pentru o rochiță frumoasă, pentru un eveniment special și îmi place mult de tot. O să fac un clip cu parfumurile de la Elizabeth Taylor. Am ceva din ele. Nu se găsesc peste tot și din această cauză, când mai găsesc câte unul așa mai deosebit, mi-l cumpăr, dar îmi place și tot și are 100 de mililitri. Și acesta a fost micul meu haul. Sper că v-a plăcut. Sper că poate beneficia și voi. Urmăriți site-urile, mai ales acum cu această creștere de prețuri. Câteodată ei mai fac reduceri și s-ar putea să găsiți lucruri bune și la un preț, să zicem noi, acceptabil. Nu mai mic, ci acceptabil. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!